acasă mântuit, poți să pleci acasă iertat, slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul Iisus nu intra numai atunci în Ierusalim. În fiecare zi când este chemat, intră în Ierusalim, intră aici la voi la Sărb, intră la Betel, intră în Făget, intră în România, intră în Europa, intră în Asia și în Africa, intră Iisus. Slăvit să fie Domnul! Amin. Mărit să fie Domnul! Amin. Nu e așa că avem un Dumnezeu mare? Mie îmi place o cântare care zice: Domnul e aici că i-am simțit. Aleluia. Fiorul! E simțit fiorul lui Iisus. Aleluia. Slăvit să fie Domnul! Aleluia. Spunea fratele că dacă avem noi cu timpul, noi nu avem nimic cu timpul. Putem să întoarcem ceasul invers, slăvit să fie Domnul. Dacă e har, îi dăm drumul la har. Dacă vrea Iisus să dea har. Dacă vrea Domnul Iisus să binecuvinteze tot aici, să binecuvinteze, mărit să fie Domnul. Nu ne grăbim. Nu ne grăbim. Vrem să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. În seara asta ai ocazia să te atingi de Iisus. În seara asta ai ocazia să te atingi de El. El a intrat aici în adunare. El e prezent aici în adunare. Lasă-L să te atingă. Lasă-L să te atingă și vei fi ce? Eliberat! Slăvit să fie Domnul! E singurul care poate să dea eliberare, binecuvântat să fie Domnul. Nu e așa? Nu o spun eu, o spune El, binecuvântat să fie Domnul! Ăsta e Dumnezeul nostru, mărit să fie El. Văd că avem fraze de